care asigurați transparența și legalitatea actelor pe care le puneți la dispoziția consilierilor locali. Acum, și vedeți că în roful pe care l-ați pus la dispoziție... Lăsați-mă un pic. Vă rog frumos, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos, vă rog să-i luați microfonul. Nu mai am încheiat discuția, am discutat foarte mult, discutăm pe amendamente. Amendamentul dumneavoastră a picat în comisie, nu putem să-l reluăm acum în ședință. Supun la vot amendamentul, supun la vot, vorbiți degeaba. Supun la vot amendamentul. Vă rog, aveți bunul simț și ascultați președinta ai comisiei. Vă avertizez conform codului administrativ dacă continuați. În acest moment vă rog să încetați. Ați spus amendamentul, a picat în comisia de urbanism, deci nu poate fi reluat acum. Nu este însușit de domnul primar și atunci nu poate fi supus la vot amendamentul. Vezi, chiar vă place scandalul așa, fără sens, așa, chiar vă place scandalul. Doamna președinte. Supun la vot amendamentul viceprimarului Gheorghiu. Cine este pentru? În locul pe care l-ați pus la dispoziție, lipsește alineatul. Împotrivă? Abțineri? 14 voturi pentru.